Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Porumbei Pigeon Vlogs. Astăzi o să mergem și la Porumbei, dar vreau să vă zic că știți cum este vorba aia, achiziții vin după achiziții. Și astăzi o să vă... Aoleu, stați așa că m-am speriat de ceva. Astăzi o să vă arăt niște achiziții luate ieri de la Alex. Nu știu dacă știți, dacă a zis pe vlog, dar nu cred, nu cred că a zis. Deja. Este vorba de, stați puțin să vă zic așa, de o pereche de jucători de Amara. Așa, deci, stați să vi prezint așa. Deci, haideți să începem de aici. Iată, așa. Deci, asta e femela. Deci asta este femeluța. Și ăsta de aici e masculaș, nu? Să știi, ia vine încoace, vine încoace. Vine încoace. Stați așa să-i pun în gandu. Stați așa. Stați să dau sub ușa la parte. Deci este vorba de ăștia doi. De femeia solzată și masculul ăsta. Ușu. Ia uitați, dragi prieteni. Deci i-am tăiat la aripă pentru că nu vreau să cumva să fac greșeala să scape, să se ducă. Sunt tăiați la aripă amândoi și mai este vorba despre o pereche de voiajori. O să vi arăt la matcă. Porumbei am lăsat așa deschisă și porumbei au ieșit afară, văd între ei. Dar nu-i nimic, o să-i chem la mâncare înapoi când o să-i le bag. Las puțin să iese. Da, deci Alex mi-a zis că ăsta să luasă cu femeia de voiajor, dar o să-i fac pereche pentru că ziceți voi, îmi place așa cum arată. Și ce vreau să vă zic, deci jucătorii ăștia de Amara care i-am luat de la Alex, este vorba că, după câte am înțeles, sunt ca gălățenii, zboară foarte mult și se înalță. E posibil să și joace. Lăsați-mă acolo în comentarii. Ieri când i-am luat masculul cu femela, de fapt masculul cânta după femelă, dar v-am zis, masculul la Alex era în perechea cu femela de voiajor. Doar cele două pene le-am lăsat să stea acolo, să poate să ajungă și pălădițe. Da. Aici am mai prins încă 3 lădițe. Aici am mai prins o lădiță. Ce vreți, mă? Vreți afară? Un foiaț de la Alex, ne-am prins și la de-aia de-acolo. Un foiaț de la Alex, negru și cu ciocolatia. Nu sunt hotărâți unde naiba vor să o, pentru că nici eu nu mai înțeleg porumbii ăștia. Nu-i mai înțeleg de absolut nicio culoare, pentru că ei vor și în cutia asta așa, și acolo, și aici, și acolo unde e albul ăla. Deci nu sunt hotărâți, nu sunt hotărâți unde să pună și ei să facă un cuib. Deci nu pot să-mi dau cu seama, nu știu, dragi prieteni, ce să zic. Haideți că o să mergem și la mască, dar am văzut cu că acolo că stă și am crezut că are ou. Da, nu mi-a oat. Trașării de și să o aici. Ăștia doi trebuie să-mi ieși eu, ia uitați-i. La înfoiatul la roșu sunt ouăle bune. Ia uitați-i, are și două, trei ouă. Ce mă, ce, copilul, ce? Deci abia aștept să-mi... Să-mi scoată, ia uitați și femeia de pescăruș. Deci, după cum v-am zis, femeia de pescăruș cu masculul s-au împerecheat. Puicuța ieșea cilea. Sper să nu dea retele.
pentru că e belea. Hai copii, hai! Hai la masă! Deci puicuța cu negru meu, cu ăla de acolo, să-i fac pereche, pentru că era vorba să bag puicuța cu... Ia uitați cum intre, ia uitați! Dar ăsta nu i-am găsit femeia. Ia uitați femeia de pescăruși. Deci a nebunit masculul după femeia, deci sunt morți. După... Ia uitați! Ia uitați și foiața de la Alex. Asta o să o fac cu negrul meu, v-am mai zis. Dar după ce se împerechează gălățenii, doamne, gălățeanca cu moțatul, pentru că fratele s-o suferă după el acolo. Așa, rățuiul meu, masculul meu, rățuiul. Ia uitați și negru a intrat. O să-i... S-au împerecheat foarte mulți porumbei. S-a împerecheat vânătaia de acolo cu un mascul de... Ia uitați și pe ăsta mic. Ăsta de câteva zile l-am înțărcat și iese afară. El n-are treabă. După cum vedeți, e o zi destul de frumoasă. Dar nu-i nimic, o să-i bag repede la mâncare, înăuntru, pentru că se chem la mâncare. În apă le-am pus niște vitamine. Televitsol, să numesc vitaminele. Am zis că de ce să nu-i las să bucure și de ziua asta frumoasă. Haideți să mergem și la matcă. La matcă, să vă arăt și matca. Să vă arăt și perechea de voiajor care am luat-o de la Alex. Este o femelă, este vorba despre o femelă de 2014 cu seria 0236 și un mascul foarte șmecher, deci îmi plac la nebunie. Ia uitați, ăștia doi să pregătesc și să-mi iau, ăștia să pregătesc să-mi iau, ăștia bălțata și cu soldatul. Vineți ăștia doi să o luăm pereche. Am mutat bălțatul de 2013 aici pentru că vreau să împerecheze ori cu guta asta, ori cu asta. Aia de 2017 să ia, să se ia cu ăsta de 2013, nărosul ăsta de în cuibar. Stați așa. Da, să închid eu aici ușița, ca să o să vă prezint porumbeii. Ce să zic, abia ce să-mi iau și ăștia. Aici avem două. La masculul ăsta, pe stil vechi și nu ăsta. Uite, de la ăsta cu roșia mea de 2018. Și da, dragi prieteni, hai să vă arăt și perechea primită de la Alex. Stați așa să vă arăt acum. Roșu cu solzata a lui încă nu și-au strâns paie. Ăștia și-au strâns câteva paie. Da, stați așa că nu-i văd. A, ba da, uitați aici. Stați așa. Deci. Stați așa că am prins. A, nu, oh. Deci ăștia doi sunt, dragi prieteni, solzați ăștia doi. Masculul, din păcate, n-are inel. Ăsta e belgeanul meu, s-a împerecheat cu o femeie. Femeia aia, după cum vedeți, ăsta este masculul. Și asta e femeia. Eu zic că merge. I-am tăiat la aripă, după cum bine observați. Pentru că nu vreau să am probleme cu ei. Să vedem cum care să-l luam. Și masculul e șmecher, este belgeanul meu. Un mascul de Belgia. M-ați întrebat în comentarii, mi-ați dat comentarii să le fac curat.
Deci mizerii așa mare n-au. Dar o să le fac. Păușoarele astea sunt bune. Vreau să mă uit să văd dacă sunt sparte sau ceva. Și de-aia, uitați, unul mi l-a spart așa. Ai? Nu-i nimic. Da, o să pun eu aici asta. Și o să mai iau câteva perii de aici și o să le mut în pod, pentru că vedeți că sunt multe. Multe perii, multe perii. Părța asta de 2013, nu știu cu ce efemeră e hotărâtă să ia, deci nu pot să dau cu seama. Nu știu, în fine. Ce să zic? Sunt și ei tot acelea. Să vedem care cum s-o roacă, în care s-o... Uite așa argintiu. Haideți să-i lăsăm să... Credeam că mi-au luat și bunătatea. Dar din păcate nu mi-au luat. Pentru că... Ia uitați, au ieșit porumbii afară toți, aproape. Dar când o să chin la mâncare, să vedeți cum intră. Deci să vedeți. Stă acolo sus. Haideți întâi să vă arăt și perechea mea de... Să vă arăt gălățean ca și moțatul. El este Serafin. Da, haideți să... Să faceți un pic pe pauză. Deci gata, am revenit. Am pus puțin pe pauză. Pentru că... Ia uitați, sunt și ei băgați la pereche, gălățeam ca cu moțatul. Să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre ăștia doi. Eu zic că sunt o pereche reușită. O să-i mai las pentru că încă nu s-au luat. Și o să mergem să vă arăt și cele două perechi. Vineță și Cuci, încă nu s-au împerecheat. Nu știu, dragi prieteni, la perechea de Cuci este problema că... La perechea de Cuci este vorba că femeia nu acceptă masculul și ei mamă. Ia uitați și pe ăștia. Nici ăștia nu s-au luat încă. V-am zis, femeia asta cu două cleme, am eu am talonul de la ea și masculul ăsta n-am putut să fac pereche. Deci uitați și Cuci. Deci v-am zis, la ăștia o să fac în felul următor. O să las femeia aici singură, o să bag masculul înapoi. Dar știți care mi-e frica? Mi-e frică că ăsta vrea să o să se ia cu altă femeie și asta o să fac cu alt mascul, dar o să-l bag în altă parte pe el, pentru că îl bate la mâncare și la apă când le pun. Și nu știu de ce, dragi prieteni, dar chiar îl bate, nu știu de ce. Nu vrea să-l accepte, pentru că ea e cu gândul la masculul ei și masculul ei s-a învățat la mine un mascul de 2018. O să vi-l arăt un alt vlog. Deci cam ăsta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi în forță acolo butonașul de like, să vă abonați și să-mi spuneți o părere despre poza mea care am pus-o la canal. Ia uitați, deci ce vorbeam. Deci nu l-accept. Ia uitați, ia uitați, îl bate, vedeți? Ia uitați, ia uitați, ia uitați, ia uitați. Vedeți? Nu vrea să-l accepte. Iar și-ar căuta mascul, dar nu cred că îl vrea pe ăsta. Dar o să stea fraiera singură. Lasă-l, mă! Vedeți că îl bate? Deci vreau și o părere despre poza mea care am pus-o la canal. Uitați-vă bine. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, butonul de subscribe, că v-a fost Pornu Baby Pigeon Vlogs. Până data viitoare, pa, pa!